alene domnului. Ești și de tranșee. Da, te ascult și pe mine. Sunt și eu fidelă și dar am plătit și de Ansilvania. Am citit această plătitudine, nu mă tentează și mi-a plăcut anume prin actualitate pe care l-am abordat. Dar nu mă stare. Am să urmă acolo până la fundată. Ați spus că v-a plăcut foarte mult? Da, mi-a plăcut anume prin faptul că sunt abordate teme foarte actuale în zilele noastre. Din toate aceste povestioare am selectat una care se numește povestea unui biciclist nostim, în care se vorbește despre eroul central, cum din întâmplare, mergând pe drum, a lovit un individ care mergea pe drum și era în stare de ebrietate. Iar ca urmare, acesta a încercat să profite de bunurile lui. De aici reiese că vedem și în prezent oameni care au o stare materială mai proastă și folosesc anume prin anumite comportamente mai mai dubioase, încearcă să profite de alți oameni. În această operă personajele de regulă se lasă operează cu intervenții în maniera povestitorului avut-știutor. Aici textele au anumită ritmicitate care țin cititorul într-un plăcut efort. Totodată în proza sa autorul nu insistă să creeze detalii personaje strict pozitive sau negative, lăsând ca faptele, acțiunile și gesturile să vorbească de la sine. Se pare că atmosfera se încinge, doamna Claudia a deschis deja ferestrele. O nouă elevă de-a doamnei Tănase. Da. Okay. Bună ziua, sunt Scuta Ragina, sunt și eu cititoare fidelă a Bibliotecii Transilvania. Vreau să vă spun că mi-a plăcut și mie foarte mult această carte, prin faptul că se citește foarte ușor, că faptele sunt foarte actuale, povestioarele sunt relate din viața noastră, viața adolescenților. Storiarea mi-a plăcut foarte mult, SMSM, despre un băiat care a primit un mesaj greșit și asta a urmat în urmă, adică câteva acțiuni, faptul că el a cunoscut o femeie, cu toate că nu au vorbit, dar l-a impresionat mult și chiar am notat aici un... Fiecărui bărbat este hărăzuită o femeie, încă de la începutul lumii. Ce rău îmi pare că nu sunt Ghenadie. Ghenadie este, de fapt, bărbatul căruia trebuia să vină mesajul. Foarte frumoase cuvinte. De asemenea, o problemă care tot este actuală, de care a vorbit și doamna Tănase, este că atunci când venim la lansarea unei cărți, mereu oamenii au tendința de a se promova pe sine. Cu toate că, de fapt, nu au niciun interes față de cartea despre care trebuie să mai aibă vorba, ei se autocaracterizează pe ei însuși, străduindu-se să se promoveze, să vorbească despre cărțile scrise de ei, însă nu trebuie să uităm că dacă am venit la o aniversare, de fapt, trebuie să onorăm persoana în cauză. Și cred că asta este o problemă de semne foarte actuală în realitatea de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru această carte și vrem să mai așteptăm câteva continuări în istorie. Domnul Vlad Grecu, prozator.